De foarte puține ori am jucat roluri, personaje în spectacolele Divertis. Unul dintre momentele care mi-au rămas în minte este cel al lui Relu Mardare, un individ care intră într-un conflict direct cu un agent de vânzări care a venit la ușa apartamentului să ofere ceva de vânzare, să-i dea ceva, să cumpere ceva. În toată povestea asta, țin minte că am jucat cu o pușcă în mână și a fost un conflict extrem de violent care s-a terminat comic. Rău, dar comic. Aș vrea să vă propun spre vizionare acest număr, tocmai pentru faptul că e unul dintre puținele personaje pe care le joc, Relu Mardare, da? Relu Mardare care începe acest spectacol făcând ceea ce fac mai toți românii, nu mai toți, bună parte dintre ei. Stătea degeaba și freca pușca. Aici, Radio Vasile. Transmitem ora exactă. Iată acum știrile pe scurt. La GUB, primind Radva, s-a întâlnit cu rep PBI și s-a discut că cârcă mâr trep soc. La COT, preșrom M-Cont a promulg legea Casnaț. Publicitate. Burta plin, pastile de rumeguș pentru săraci. Meteo. Vremea este în gen la fel și pe alocuri ploaie. În rest, jale. Așa ceva n-am pățit decât pe vremea lui Măgureanu. Să vrei microfon și să nu ți-l dea. A nebunit lumea, domnule. A nebunit lumea. Ăștia până acum făceau economie la bani, acum fac economie la cuvinte. Ați auzit cum a fost buletinul de știri? Mâine pe mâine ori să ne dea curent la priză doar printr-o singură gaură. O să zică că prin două e prea mult, e prea scump, sunt pierderi mari la Conel. Sigur că da. Va trebui privatizat Conelul. Jumătate rămâne la stat, jumătate cumpără un investitor strategic străin. La stat rămâne nulul, că și așa statul e la pământ. Faza o cumpără un grec sau un turc și pățim cu curentul așa cum am pățit și cu telefonul. Pui mâna pe telefon și te curentezi. Vai de capul nostru! Bani nu, speranțe nu, idealuri nu. Ce să faci? Stai în casă și freci pușca! Degeaba râdeți, eu măcar am! La mine se vede! A venit momentul să punem mâna pe arme, a venit momentul să ne facem singuri dreptate, nu se mai poate așa. Uite, ieri au venit hoții, au spart casa vecinului Calistru, au furat bucătăria și dormitorul. La poliție au spus că nu, nu au fost hoții. Au fost foștii proprietari care și-au revendicat fostele proprietăți. Să vină la mine foștii proprietari să le dau eu înapoi podeaua, tavanul și buiandrugii. Cu această pușcă îi voi împușca, cu această pușcă îmi voi face dreptate. Mai bine mort decât altruist. Uite, au și venit. Stai, cine acolo? Eu. Tu? Nu tu, eu. Pronume personal, persoana întâia singular. Eu, eu. Bă, dacă ești așa deștept, da? Du-te și bate la ușa guvernului, bă!
Țara are nevoie de oameni deștepți, nu vezi cine ne conduce? Ba da. Mă, de ce mă bați la cap? Mă scuzați, nu știam că stați cu capul în colțul ușii. Uite, a venit cu bagaje cu tot ăsta, vrea să se și mute. Mă, tu nu ești sănătos? Cum să nu? Mi-am făcut analizele chiar alalte. Unde? La registru auto, că la doctor e scump. La registru auto, mă? Te-au înmatriculat? Cum să nu? Nu știți? Îți ia sângele, îți face vasizdasul. Dumneavoastră n-ați fost? N-aveți carnet? N-aveți permis? N-am carnet, n-am permis, n-am pașaport, n-am buletin, n-am nimic. Eu nu exist. Aha. Ai dosar la SRI? De ce întreb? Ai dosar la SRI, de ce exiști? Mă, tu ești de la dosare aurie, a? Da. Ia pune tu ochiul la gaura cheii să vezi dacă există. Ia să văd. Hopa, să rămână doamnă. Dar cui îi spui tu, doamnă, bă, agentule? La pușcă, doamnă, o să zic la gaura cheii. Hai, gata cu glumele în genunchi, mâinile pe ușă. Nu trageți. N-ai dreptul la avocat, ești în România. Știu. Tot ce spui va fi interpretat oricum împotriva ta. Știu. Care e ultima dorință? Am fost la mai multe apartamente și înainte. De obicei, ultima dorință e și ultima țigară. O țigară? Da. Acum îți dau o țigară, mâine te muți în locul meu. Da. A? Da. Bine, îți dau o țigară să-ți dovedesc că sunt om bun la suflet. Mersi, va trebui să deschideți ușa. Ce, crezi că-s prost? Da. Ia lipește tu gura de gaură cheii. Hai, lipește gura de gaură cheii. Voi introduce filtru. A lipit gura de gaură cheii. E atent, vine filtru. Atenție, a ajuns? Mi-a intrat în nos. Mai jos, băi! În ochi? Mai sus, cum stai? Stau bine. Ce să fac, să trag? Nu tu tragi, eu trag! Nu, ziceam de țigară, să trag de nian? Stai așa să ți-o aprind. Da. Trage! Stai puțin. Uite-te și filmează, trage acum! E mai bună decât clanța. Ia. Ce mai zice Consiliul Europei? Ce mai face? Bă, ce-ați ajuns, bă! Uite și-mi bagi și fum în casă, gata! Închide ușa la bucătărie! Ai fumat destul, ai fumat destul! Dar unde ți-s ochii, că nu-i văd? Cum unde? Aici a jos la gaura cheii, nu știți proverbul? Care proverb? Ochii care nu se văd, se uită pe gaura cheii. Ia să văd eu ochii care nu se văd. Hopa! Ha? Examen de fund de ochi. Ia-ți așa. Pacient renumardare? Da. Prezintă hiperglicemie avansată? Așa. Ficat microporos? Așa. Lobi inegal măriți? Așa. Ia deschide gura să citim ce scrie sub capac. A. Uite, ai câștigat literele așa. T, U, B, O. Mai ai literele L, N, A și V. Și poți să scrii spital, că e grav de tot. E grav, domn doctor, a? E grav de tot, nu se tratează decât cu odihnă în Canada. În Canada? În Germania. În Germania. Cele mai bune sunt concediile în Elveția. În Elveția? Da. Ce faceți? Plecați acum sau rămâneți și chemăm un preot? Adică dacă nu plec acum, deja trebuie să chemați un preot? Neapărat. Eu nu vă dau mai mult de 10 minute, că mai am și niște treabă. Bine, mă, și cu ce să plec eu în concedii în Elveția? De unde bani? N-aveți bani? Nu! Vă pot ajuta eu, pentru că, uite, am niște bani, am mai vândut astăzi de unele. N-aveți nimic de vânzare prin casă, colecția de tablouri în ulei, în oțet, ce are omul? Tablourile din oțet să ți le dau ție, a? Da. Bine, pentru sănătate sunt în stare de orice, inclusiv să-ți dau ție drumul în casă. Da. Voi risca. Da. Dar vei face totul așa cum îți ordon eu. Corect. Vei intra în casă la ordinul meu. Da. Atenție, cu mâinile sus. Da. Intră! Poți să intru pe lângă ușă, că n-am încredere în asta. Intră pe lângă ușă! Stop! Jos plasa, sus mâinile! Cine ești? Sunt agent comercial. Doamnelor și domnilor, astăzi este ziua dumneavoastră norocoasă. Tocmai ați câștigat o excursie în Finlanda de 5 zile cu vizitarea piramidelor și a turnului Eiffel gratuit. Cinci zile în Finlanda gratuit. Și în turnul Eiffel. Și în turnul Eiffel gratuit. Da, nu așa e programul. Sus programul... mâinile! Iată programul! Zi! Ziua întâi, cu autocarul până la Brașov, blocarea drumului în fața uzinelor, tractorul,
Ziua a doua, cu bicicleta până la Sibiu, întâlniri cu băștinașii romi și schimb valutar obligatoriu. Ziua a treia, ajungem la Arad. Unde? Arad. Ia mai zi odată. Arad. Scoate limba. Zi. Arad. Zi 33. Te. Zi mai departe. Te, tată. Programul, băi. Ultimele două zile. Întoarcerea la București. Clipe de neuitat în parcările de tir de pe Valea Oltului. Bine, mă, și unde-i Finlanda în programul ăsta? Mai sus de Polonia, lângă Norvegia și Suedia, de ce? Tu-ți bagi joc de mine, a? Nu, dar v-aș ruga să semnați aici. Nu semnezi nimic, ziceai că e gratuit. E gratuit, dar în Finlanda nu vă primește fără acest set minunat de cuțite speciale japoneze. Costă numai 12 milioane de lei, bani pe care trebuie să ne plătiți în 48 de ore, nu acum. Și ați câștigat o extraordinară excursie în Finlanda, semnați contractul aici. Nu semnez nimic! Și chiar dacă aș vrea să semnez, n-am cu ce! N-aveți cu ce! Nu! În clipa aceasta ați câștigat un stilou Pelican cu peniță Flaro, amintire de la bunica de pe vremea când scria. Iată, semnați, vă rog. Unde să semnez? Deasupra unde scrie fraier. Bă, vreo 5 zile în Finlanda nu mi-ar prinde rău, să știi. Ține pușca că scrie. Așa. Relu. Opa, bate cineva. Au venit proprietarii la o parte. Proprietarii mătii și legeargioare. Stai așa, cine e acolo? Sunt agent de marketing și am o ofertă excepțională la preț de nimic. Am medicamente compensate. Asta mă interesează. Nu ne interesează. Nu ne interesează. Pleacă, domnule, de la ușă. Pleacă. Crezi că noi nu știm ce vinzi tu astăzi într-o nouă înfățișare? Plecați de la ușa noastră, golanilor, bandiților, na-na-na, adio. Pe poate n-ați înțeles, am medicamente compensate 500%. Asta mă interesează. Nu ne interesează. Nu ne interesează. Pleacă de acolo că pun câinele pe tine. Avem câine? Las că vine el. Las că vine el. Las că vine el. Numai un minut vă deranjez și am plecat. Poate sunteți interesați în brâul Maicii Domnului. În ce? Brâul Maicii Domnului. Ăsta are brâul Maicii Domnului. N-am auzit de așa ceva. Ține pușca că îi dau drumul. Opa, s-a schimbat stăpânul. Eu fără brâul Maicii Domnului nu mai pot trăi din clipa asta. Fii atent, îți voi da drumul la mine în casă unde sunt chiriaș de peste 25 de ani. Vei respecta întru totul ordinele mele. Intri cu mâinile sus și pe lângă ușă. Intră! Am înțeles, am intrat, fiți atenți! Stai! Bună ziua! Cine ești? Tibor Rudoș. Tibor Rudoș? Tibor Rudoș și Banca Comercială vă prezintă Eclipsa 2000. Avem eclipse din plastic care sunt garantate în România de peste 2000 de ani. Avantajul unei eclipse de plastic față de una adevărată este cu eclipse din plastic ține o viață întreagă! Eclipsă pentru o viață! Hei! Hei! Mâinile sus! Am înțeles? Nu tu! 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 Da. Eu, da, eu! Nu, tu mâine da. Jos! Da! În genunchi! În clipa asta ai câștigat dreptul de a spune ultima dorință! Păi, îndurare, măria ta, dar ultima mea dorință este să mor în păcat! Foarte bine! Am această ofertă senzațională, dar valabilă doar 24 de ore, dacă îmi permite să vă prezint. Hai să vedem, să vedem, să vedem! Mâinile la vedere! Imediat! Primul obiect! Portoplin! Portoplin? Portoplin? Portoplin, imitații de portofel cu imitații de bani. Se poartă frumos la vedere să crape vecinii de ciuda. Următoarea ofertă senzațională, consalar. Consalar! Consalar! Conservă de salarii mici pe timp de inflație mare. Și pentru că vă văd așa mai de vârsta a treia, am ceva senzațional. Pensacola! 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 Pensii la sticlă de 2 litri cu accize și dioxide, pardon, emis direct de Ministerul de Finanțe! Le iau pe toate! Le iau pe toate! Le cumpăr pe toate! Bine, domnule, dacă le luați pe toate, atunci am o ofertă la care nu puteți rezista! Senzațională, fantastică, maioneză finlandeză! O clipă, pe Finlanda eu am exclusivitate! Stoie, domnule, că dacă dai pe piele slăbești instantaneu... Bă, ce faci, bă, mă murdărești cu mine de față? Păi sigur că da, domnule, pentru că am și înălbitorul universal! Mă, ești inconștient, mă! Înălbitor și sunteți tratat senzațional! Tinere, se vede când te pricepi! Cel mai bun înălbitor este Sperlan Alb, detergent universal, care iată, iată, albește orice dosar și când dosarul este alb și imaculat, venim cu Vopspor. Toxic Internațional prezintă spray plăcut mori, mirositor și bine colorat. Simți briza brazilor la breaza. Destul! Zoro, am să te fac. Stați puțin, domnule, eu de ce am intrat, credeți că aici? Ca să vă prezint, domnilor și domnilor, brâul Maicii Domnului! Brâul Maicii Domnului!
Sunați la 8999 și găsați gratuit. N-am mobil! Ce face? N-am mobil! În clipa aceasta sunteți fericitul câștigător a unui telefon mobil tip Mototol A. 30 de rate lunar. Formați, formez eu. 8999 și cerți alo, Brum, aici, nu? Alo, Brum, aici, domnule! Stai, domnule, nu așa. Nu așa, dacă ești ortodox, apeși 1. Dacă ești catolic, apeși 2. Ai priceput sau ești turc? Da! Dacă ești turc, apasă 8. Cere. Vreau Brul Maicii Domnului! Fiule, chiar în acest moment vă pot oferi Brul Maicii Domnului numai dacă suna... Semnați exact aici, uitați! Unde scrie... Frâier Maicii Domnului... Frâier, am mâncat una. Uite, am semnat. Pleacă. Așa, pentru și Brul este... Asta e pentru excursie. Fratul de Finlanda. Plecați! Mersi foarte plecați mult. Plecați din casa mea! A semnat, papa așa, felicitări! Da. În clipa aceasta sunteți fericitul câștigător la unei excursii în Finlanda! Și să știți că dacă nu plătiți cele 12 milioane de lei în 48 de ore, adio casă, mașină, pa! Te-am pupat, totul pa. Este al nostru, pa. La revedere afară! Și sănătate! Nu uita, ai semnat la fraier! Afară! Ai semnat la fraier! Afară! Asta era rubrica, semnat la fraier! Ce te fac? Asta uitați-vă la mine, fără casă, fără bani, fără mașină, uns, mânjit, murdărit, prostit, furat, păcălit, mințit, batjocorit. Credeți că dumneavoastră sunteți altfel? Cam asta este valabil și în ziua de astăzi. Exact ce spun eu la sfârșitul scenetei. Exact ca mine, sunteți și voi.